Genetic suntem foarte diferiți. Și unul, ca și, da, am mai zis-o, ca și amprenta, da, e diferită. Ei, genetic suntem diferiți. Nu putem să ne vindecăm cu proiecțiile din afară, pastile, vaccine, teste și așa mai departe. Nu ai să afli cum, cine ești. Numai dinăuntru, fiecare dinăuntru. Și atunci, un programcic în toată lumea, frumos, învățăm să ne vindecăm dinăuntru, nu avem treabă unii cu alții, nu te umpli unul de la altul, e dinăuntru, e frica, e ce vrei tu, energetic, se vindecă doar dinăuntru. Doar dinăuntru. Nu ai treabă cu... Poți să stai lângă om și o zi întreagă și ele nu se aseamănă. Sunt foarte diferite. Dacă omul pățește ceva, e diferit de celălalt. N-ai cum să-i pui diagnostica, diagnos. La fel. Omul e un univers separat, fiecare, și nu mai merge cu pus la fel. Unul e bolnav, toată lumea la fel. Nu, păi toți sunt la fel, e boala aia și... Nu e boala aia, se moare de diferite propche, cum vine din rusă, dopuri, da? Dopuri energetice și nu sunt desfăcute în organism și se moare, punct. Asta e virusul care, îi zicem virus. E simplu, e asta ce e și trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să sărim în... Thailand, să sărim acolo unde toată lumea face hairup și înțelege că e dinăuntru, da? E dinăuntru, e o proiecție unde lumea s-a trezit, că pe rând, că nu știu cum, dar știe că e dinăuntru. Și nu ai treabă să ții mască la gură, să nebunești omul și să-i termin plămânii și să-i termin tot dinăuntru. Da? Fiecare găsește leacul înăuntru, în el. Numai așa. Doamne, ce frumos! E superb! Aștia suntem, învățăm să trăim altfel. Măștile jos de pe față! Da? Intrăm înăuntru, ne imaginăm măștile jos, arse, cu drag și respect. Mulțumim măștilor cât ne-au păzit aproasta, așa, nu știu de ce ne-au păzit, dar na, dacă a fost să fie, proiecția cuiva, foarte bine. Mulțumim, a fost o proiecție superbă, minunată. Ne imaginăm un rug, adunăm toate măștile din lume și le dăm foc. Atât. Dinăuntru se vindecă, se deblochează energetic. Toată lumea știe, da? Ne medităm. Asta e. Eu sar în lumea aia unde se meditează, se știe, își cunoaște omul corpul. Dacă nu-l cunoaște, începe să-l cunoască. Cred că asta am vrut să zic. E simplu.